13 puncte, este satelitul echipei care evoluează în Liga secundă, care o înfruntă pe Evidentă, dacă nu uităm și în clasament, partidă care se joacă pe terenul 5 din complexul Ghencea. Partidă. Spuneam, are mare nevoie de victorie pentru a rămâne în lupta pentru promovare. CSA Steaua, cea mai bună apărare până acum în acest sezon de Liga 4, cu 3 goluri primite, cel mai bun atac, 66 de goluri marcate. Adversara de astăzi e Metaloglobus, o cu stâng, după ce 10 ori ratase în startul partidei. Predescu, superioritate creată în acest flanc tocmai de aparițiile lui. Predescu, deschidere de scor, 1-0 pentru CSA Steaua, marchează Cătălin Mirea. Mirea din pasa perfectă dată de... Din nou aceeași situație, cu o minge pierdută de cei de la Metaloglobus, care se retrag greu și vine în cele din urmă golul de 2-0. Puțin înainte de pauză, același marcator, Cătălin Mirea. O fază aproape trasă la în fața porții pentru Mirea. Hat-trick spectaculos al vârfului Stelei, care se duce să sărbătorească direct cu fanii din spatele porții, apărate de Stanciu. Da, Luca, că se ține mingea în teren, se îndreaptă destul de periculos către locul unde se afla Marius Lăcătuș. Oh, ce greșeală, Predescu, să vedem dacă acum mai ratează. Nu, reușește să marcheze și el, un cadou făcut de defensiva celor de la Metaloglobus. Sărbătorește cu gol împlinirea celor 22 de ani Predescu, 4-0 pentru CSA Steaua în prelungirile partidei cu Metaloglobus. Greșeala lui Florin Iordache, speculată prompt de Predescu.